Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și pentru că am văzut că au fost cerințe pentru tutorialul acestui puișor, astăzi dimineață vom lucra. Pentru a-l realiza, eu voi folosi filatul tip cristal, voi da deoparte să vă pot arăta materialele. Deci voi folosi firul cristal, culoarea galben și culoarea portocalie. Apoi vom avea nevoie de croșetul numărul 2. Celălalt puișor pe care vi l-am prezentat a fost lucrat cu filatul acrilic, care este mult mai gros și de aceea am folosit croșetul numărul 3 și jumătate. Acesta fiind mai subțir, voi folosi croșetul numărul 2. Apoi avem nevoie de un ac cu gaură foarte mare, acul pentru lână. Vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de melană pentru a umple corpul puișorului. Vom avea nevoie de ochișori. În funcție de cât de mare va ieși puișorul nostru, fie voi folosi acești ochișori deja colorați, dacă nu, voi folosi ochișori simpli, mult mai micuți, în funcție de mărimea puișorului. Apoi, bineînțeles, cum folosesc întotdeauna în lucrările mele, voi avea nevoie de lipiciul lichid. Fiind prezentate acestea, eu propun să încep să lucrăm, pentru că vom avea nevoie de un pic de timp pentru a lucra și vom începe cu corpul puișorului. Pentru aceasta voi face cercul magic, în care voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Voi îndrepta camera, sper că este bine așa, că se vede. Se vede ceea ce fac. 1, 2, 3, 4, 5 și al 6-lea. Dumneavoastră veți lucra cu firul cu care doriți și veți adapta croșetul în funcție de firul pe care îl veți folosi. Am închis cercul magic cu ochi alunecat, iar acum voi înmulți. În corespondența fiecărui ochi voi face două ochiuri, astfel două piciorușe, astfel că la sfârșitul rândului voi avea un număr de 12 piciorușe scurte. Mai greu, pentru că am închis primul rând, l-am strâns bine și de aceea mi este un pic mai greu să introduc croșetul. Apoi totul va decurge în mod normal. Acum vom pune firul despărțitor
pentru că avem nevoie de acesta și vom lucra. În primul lot voi face un picioruș scurt. În cel de-al doilea voi înmulți, voi face două. Și astfel voi lucra pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului voi obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am încheiat acest rând, unde am obținut 18 piciorușe scurte. Voi continua cu cel de-al doilea și voi lucra două piciorușe scurte, urmate de o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului voi avea un număr de 24 piciorușe scurte. Am încheiat acest rând unde am lucrat două piciorușe scurte, o mulțire, și am obținut un număr de 24 piciorușe scurte. Voi continua prin a lucra 3 piciorușe scurte, o mulțire, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce ați făcut și a doua oară, m-am lucrat. Am încheiat și acest rând, unde am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o mulțire, acum voi lucra 4 piciorușe scurte. Urmate de o mulțire, iar la capătul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am încheiat și acest rând, unde am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire, obținând 36 de piciorușe scurte. Acum voi continua prin a lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Iar în al șaselea voi face o mulțire. Voi lucra astfel întreg rândul, iar la sfârșit vom obține un număr de 42 de piciorușe scurte. 3. Acest fir nu este atât de bine lucrat. 4. 5. Dar este unicul fir pe care am reușit să-l găsesc aici. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 42 de piciorușe scurte. Am ajuns și la capătul acestui rând, unde am lucrat 5 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum vom continua prin a lucra 6 rânduri de câte 42 de piciorușe scurte. Deci, nu uitați, 6 rânduri, 42 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor
6 rânduri. Vă rog să-mi scuzați vocea, sunt un pic răcită. Deci, lucrând ochiurile așa cum se găsesc, noi vom face 6 rânduri. Vom reîntâlni la capătul acestor 6 rânduri. Am încheiat cele 6 rânduri de câte 42 de ochiuri. Acum vom începe să scădem și vom lucra în felul următor. 5 piciorușe scurte. 2 5, iar acum vom face o scădere ascunsă. Deci prindem doar prima parte a celor două ochiuri și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșit vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. 4, al 5-lea, vă mai arăt odată. Bineînțeles, doamnele experte știu cum se lucrează, însă eu insist pentru doamnele nou începătoare care doresc să lucreze. Deci vom continua în acest fel, dar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 36 de piciorușe scurte. Am obținut cele 36 de piciorușe scurte. Acum vom continua prin a lucra 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 Acum vom efectua o nouă scădere în același mod în care ați văzut scăderea ascunsă. Vom continua 4 piciorușe scurte. 1 2 3 4 O scădere. Și vom continua, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului după ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere. Am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte, iar acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1 2 3 O scădere. Și vom continua astfel pe întreg parcursul rândului, iar apoi vom obține un număr de 24 de piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, în funcție de firul pe care îl veți folosi,
atât de mare va fi și puișorul. Eu voi continua să lucrez, la fel și dumneavoastră, și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 2 piciorușe scurte, 4 de o scădere, 6 vom lucra astfel întreg rândul, vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. La fel veți face și dumneavoastră. Spuneam, acest fir nu este atât de perfect. Nu știu, eu am mai lucrat cu acest fir, însă era mult mai bine mercerizat. Vom continua astfel, ne vom întâlni la capătul rândului cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am lucrat cele 18 piciorușe scurte. Așa cum vă spuneam, am lucrat 2 piciorușe scurte, o scădere, am obținut un număr de 18 piciorușe, am umplut cortul puișorului, pentru că după aceea ne va fi mai greu să îl umplem, și vom continua rândul următor. Pentru acest nou rând vom lucra folosind tehnica backloop, deci vom lucra doar, vom prinde doar partea din față a firului în fiecare picioruș. Deci vom lucra aceste 18 ochiuri în tehnica de clou. Nu este greu, este foarte ușor. Astfel, pe întreg parcursul rândului, lucrez un pic mai încet să vedeți exact modul în care lucrez. Voi face întreg rândul împreună cu dumneavoastră. După cum vedeți, nu este nevoie să mulțim, nu este nevoie să scădem. Lucrăm fiecare picioruș în tehnica de clou. Avem un număr de 18 piciorușe. Acest puișor, cum vă spuneam, va fi mai mic decât cel pe care vi l-am prezentat, pentru că acela a fost lucrat în filatul acrilic, care, după cum știți, este mult mai gros. Pentru acela am utilizat croșetul numărul 3 și jumătate, aici firul fiind mult mai subțire, lucrez cu croșetul numărul 2.
am ajuns la capătul rândului. Iar acum vom continua prin a lucra două piciorușe scurte, urmate de o mulțire, astfel că la capătul rândului vom avea din nou un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lua fiecare picioruș în mod normal. Vom lucra normal, fără... Odată. O nouă mulțire. Și continuăm până la sfârșitul rândului. Am ajuns la sfârșitul rândului cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Apoi vom face o mulțire. Vom lucra astfel întreg rândul. La capătul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Mai lucra o dată. 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am ajuns la capătul acestui rând cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. Iar în al cincilea vom înmulți. Sper că la capătul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte. Acum vom face 6 rânduri de 36 de piciorușe. Deci vom lucra 6 rânduri în modul în care găsim ochiurile. Deci fără mulțiri și fără scăderi. Vom merge drept cu 36. Cu 6 rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 6 rânduri și vom continua corpul puiuțului. Nu mai avem mult și va fi gata. Veți vedea că este foarte simplu și foarte ușor de realizat. Nu ne ia mult timp. Sunt tutoriale scurte, ușoare, mai ales pentru doamnele începătoare. Pe parcurs
cursul acestui an, așa cum spuneam, vom învăța împreună mai multe lucruri, însă acum, pentru că în curând va fi sărbătoarea Paștelui, timpul trece în grabă, este nevoie să ne pregătim, de aceea am început cu aceste lucrări specifice sărbătorilor de Paște, însă încet încet, așa cum am promis, vom face și alte tipuri de lucrări. Eu îmi țin întotdeauna promisiunile, mai bine mai târziu decât niciodată, așa cum spuneam, o să învățăm și cum să citim o diagramă, un model, pentru că în acest fel vă va fi mult mai ușor să lucrați și dumneavoastră. Vom învăța să facem și câteva mărțișoare, vom învăța să facem și câteva aranjamente, bomboniere, dar toate acestea pe parcursul acestui nou an. În câteva zile nu reușesc să acopăr tot ceea ce toate exigențele dumneavoastră. De aceea vă spun că puteți să vă abonați cu încredere pe canalul de YouTube, pentru că întotdeauna veți găsi noutăți, întotdeauna, bineînțeles, nu în zilele în care sunt sărbători, atunci nu lucrez, dar încerc să acopăr foarte mult și să vin, dacă nu în fiecare zi, măcar odată la 2-3 zile cu un nou tutorial. Am executat deja un rând, vom continua, deci vom face un total de 6 rânduri. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 6 rânduri, de câte 36 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 6 rânduri de câte 36 piciorușe scurte. Am umplut un pic căpușorul cu melană, pentru că după aceea ne va fi mai greu de umplut. Și acum vom continua prin a lucra un număr de 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, și astfel că la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Iar acum vom face o scădere, același tip de scădere ascunsă. Foarte greu mi este să lucrez cu acest fir. Și al doilea. Și vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând. Ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Vom face o scădere, de fiecare dată întâmpin aceeași greutate, mă prinde acest fir așa cum trebuie,
voi continua lucrând trei piciorușe scurte. De aici, 1, 2, 3, o nouă scădere, continuăm astfel pe întreg parcursul acestui rând, iar la sfârșit vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. 1, 2, al treilea, vom face o nouă scădere, voi continua și ne vom întâlni la capătul rândului. După ce am lucrat trei piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte, vom continua lucrând două piciorușe scurte. Începe aici. 1, 2, voi face o scădere, și al doilea, și continuăm. 1, 2, o nouă scădere, ne vom întâlni la capătul rândului cu 18 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului cu cele 18 piciorușe scurte. Am completat cu melană, pentru că de acum ne va fi mult mai greu să umplem, și vom continua prin a lucra un picioruș scurt, o scădere, iar la capătul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte, un picioruș scurt, o scădere. Lucrăm astfel întreg parcursul rândului. Un picioruș scurt, o scădere, pentru că acum ne apropiem de finalul căpușorului și veți vedea că este foarte, foarte repede de lucrat. Mă gândesc foarte mult să încep o colaborare cu o firmă din România, o firmă care vinde fire, dar aștept să treacă această perioadă dificilă de lockdown, de această perioadă în care suntem un pic închiși, un pic forțați să stăm pe loc, și din această cauză nu voi putea primi fire de acasă.
Însă, așa cum vă spuneam, am înțeles că firele de la Timidan sunt foarte bune. Am văzut o gamă variată de fire și doresc foarte mult să încep o colaborare cu această firmă. În felul acesta să pot lucra cu firele de care puteți dispune și dumneavoastră în România. Acum, după ce am terminat acest rând, unde am lucrat un picioruș scurt, o scădere, și am obținut un număr de 12 piciorușe scurte, voi continua cu scădere, cu scăderi. Deci voi scădea, voi face scădere după scădere. Mi-ar prinde foarte bine să pot avea același tip de fire cu care lucrați și dumneavoastră, pentru că vedeți aici unde mă găsesc. Eu sunt în Italia, nu găsesc același tip de fire ca în România și de aceea, vedeți, uneori îmi pentru în dificultăți chiar în a lucra. În momentul în care te obișnuiești cu un anumit tip de fir, apoi ți este mult mai ușor. Acum voi face ultima scădere, ți este mult mai ușor să lucrezi, cunoști firul, cunoști modul în care este lucrat. Am efectuat ultima scădere. Acum voi scurta firul. Voi folosi acul. Acul cu gaură mare pe care vi l-am prezentat la început, acul pentru lână. Voi lua fir cu fir și voi închide lucrul. Așa. Am încheiat această parte a lucrării. Aceasta este ceea ce am obținut până acum. Voi continua
lucrând aripioarele puișorului. Pentru a lucra aripioarele vom face primele trei rânduri cu care am început lucrul. Deci voi face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte, 6. Voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat, iar apoi următorul rând vom dubla în corespondența fiecărui picioruș din cercul magic. Voi lucra 2. Deci vom încheia cu un număr de 12 piciorușe. Avem 1, 2, 3, 4, 12. Vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Am încheiat acest rând unde am obținut 18 piciorușe scurte. Acum voi repeta acest rând din nou, deci voi lucra 18 piciorușe scurte. Vom lucra așa cum se găsesc, fără mulțiri. Acum vom scoate firul despărțitor. Acest fir îl voi lăsa înăuntru. Voi pune
în două, vedeți, plecând. Las firul aici înăuntru să fie de umplutură. Pun în două. Și cu piciorușe scurte voi închide lucrul. Se prinde de o parte și de cealaltă. Foarte dificil acest fir. În felul acesta vom lucra cele două aripioare. Vedeți? Am ajuns aici în capăt. Voi tăia firul, îl voi lăsa un pic mai lung. Vedeți? Pentru că va fi nevoie să cos aripioara, voi închide lucrul și uitați, aceasta este aripioara care apoi o vom fixa și o vom coase aici pe corpul puișorului. Vom continua cu cea de-a doua. Între timp, eu am lucrat și cea de-a doua aripioară. Prima am cusut-o deja. Acum voi lua distanța. Mă voi orienta în funcție de prima aripioară pe care am cusut-o și voi coase cea de-a doua. Voi coase cea de-a doua aripioară. Dumneavoastră știți cum se coase. Un pic de timp, însă merită. Sunt egale, se pot închide lucrul cum trebuie. Așa. Iar acum vom ascunde firul.
tăia firul de aici, capetele de fier întotdeauna să le strângeți, știți cum vă spun. Iar acum vom continua să lucrăm lăbuțele. Eu am lucrat deja prima lăbuță, am schimbat pentru că celălalt puișor părea mai mult o rățușcă și vă voi arăta cum fac această lăbuță. Fac un cerc magic, iar în interiorul cercului pornesc cu un ochi de lanț. Voi face al doilea, două, trei, patru, cinci. Mă voi întoarce în al doilea ochi de lanț și voi face fir alunecat. 1, 2, 3, al patrulea, ochi alunecat, intru în interiorul cercului. Voi face un picioruș scurt, apoi din nou 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, voi repeta ca și la primul, mă voi întoarce în al doilea ochi de lanț și voi face fir alunecat. 1, 2, 3, al patrulea. Voi intra din nou în cercul magic și voi face un picioruș scurt, alte 5 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, 5 și voi repeta, voi întoarce în al doilea ochi, voi face fir alunecat. 1, 2, 3, al patrulea. Voi închide cercul magic, voi strânge bine, apoi voi intra aici, unde am închis cercul magic, voi face un picioruș scurt, după care voi tăia firul și voi închide lucrul. Voi face un nod sau două aici pentru a-i da un pic de stabilitate. Se va desface. Felul acesta. Cu aceste fire dumneavoastră puteți coase. Eu voi lipi, pentru că din nou
ies în afara timpului. Așa, acum vom continua în felul următor. Vom face un mic ciocușor, un mic cioculeț aici. Apoi vom lipi și piciorușele și ochișorii cu același fir. Mă voi orienta unde este mijlocul, aici. Voi intra cu croșetul . Voi prinde firul. Sper că vedeți în felul acesta. Voi face un picioruș scurt. Voi lăsa deoparte. Și în interiorul acelui aș pun doilea. Mă voi întoarce din nou în același punct și voi închide. Scurtez firul. Apoi aceste fire le voi ascunde. Voi intra cu croșetul, voi trage înăuntru. Mă gândesc că în felul acesta va avea mai mult aspectul de cioculeț, de puișor. Celălalt pare mai mult o răsușcă. Noi acum avem nevoie de puișori pentru Paște. Lucrând cu un fir mai mare, bineînțeles că va fi mult mai ușor pentru dumneavoastră. Eu lucrez cu acest fir micuț, mai subțire, și de aceea puișorul meu a ieșit și mai micuț decât primul. Și apoi, cum am spus, i-am modificat un pic aspectul. Știți că mie îmi place întotdeauna să improvizez din la moment cu noi idei. Așa. Voi încerca să-l pun cu acul. Nu reușesc cu croșetul. Am încheiat cu cioculețul. Acum îi voi pune ochișorii. Voi pune acești ochișori micuți, vedeți? Pentru că nu este foarte mare. Voi folosi lipiciul lichid, așa, ca întotdeauna. Voi aplica un ochișor.
Apoi voi pune cel de-al doilea. Să-l aplic la distanță egală un pic, acum cât vedeți clipicul este. Voi pune și lăbuțele, le voi lipi. Apoi voi aplica și cea de-a doua. Dumneavoastră, așa cum vă spuneam, puteți să le coaseți, mai ales dacă le faceți pentru copii, dacă le faceți pentru vânzare, le coaseți să le dați mai multă stabilitate. Eu, așa cum v-am spus, întotdeauna lucrez în scop demonstrativ. În felul acesta învățați câteva lucruri noi de la mine. Ia uitați-vă. Iar acum, pentru a-l completa, voi face aici o mică fondiță pentru a-i da un aspect mult, mult mai plăcut. El va sta în picioare oricum. Așa. Tablică de mătase. Voi face o mică fondiță, așa cum am învățat întotdeauna. Pentru a obține fondița perfectă, vom pune în felul acesta tablica. Voi aplica un pic de lipit lichid. Sper să fie de ajuns. Să fixat în blicuță. Voi scurta. De o parte de cealaltă. Fii atentă. Să le fac în mod egal. Voi aplica din nou un pic de lipit lichid aici pe spate. Și aici îi voi pune o mică fondiță. Acesta este puișorul nostru. Sper să vă placă. Vă rog, dacă vă place ceea ce lucrez, sau chiar dacă nu vă place, eu mi-asum și criticile. Vă rog să dați coment la lucrări. Dacă aveți nelămuriri, puteți să-mi scrieți în comentarii. Vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Acolo veți găsi mai multe tutoriale. Vor urma, așa cum spuneam, și alte noutăți.
Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi de marți frumoasă. O zi bună tuturor! Vă mulțumesc!